Bine ați revenit la rezolvări de probleme. Enunțul problemei pe care o voi rezolva azi sau vă voi arăta cum trebuie rezolvată este foarte simplu. Calculează rezistența echivalentă a grupului de rezistori din figură. În acest circuit, cei 5 rezistori sunt legați într-un montaj echivalent cu cel al unei punți Wheatstone, în care rezistorul R5 este înlocuit de un galvanometru și care are multiple aplicații, atât teoretice cât și practice. Așa că putem numi acest montaj punte. În cursul teoretic despre curentul continuu v-am prezentat legile lui Kirchhoff, iar în al doilea curs aplicativ, pe care l-am publicat recent, v-am prezentat două alte metode pentru rezolvarea circuitelor de curent continuu, și anume transformările stea-triunghi și teorema lui Thevenin. Azi voi aplica toate cele trei metode pentru găsirea rezistenței echivalente a montajului punte, despre care vorbește problema noastră. Ca să pot arăta trei rezolvări fără să lungesc prea mult acest material, nu voi face și calculele numerice, ci doar voi arăta cum trebuie procedat. Rămâne ca un exercițiu foarte util să faceți calculele ca să vedeți că obțineți, evident, prin fiecare metodă, același rezultat. Dar înainte de a vă prezenta cele trei metode, vă atrag atenția că în unele cazuri găsirea rezistenței echivalente a unui astfel de montaj se poate face mult mai simplu. Acest lucru se întâmplă în două situații. Atunci când toți rezistorii au aceeași rezistență și, al doilea caz, mai general, atunci când puntea este echilibrată. Veți vedea imediat despre ce e vorba. Să luăm cele două cazuri simple întâi. Întâi, cazul în care toți rezistorii au aceeași rezistență. În acest caz, din motive de simetrie, este evident că curenții din cele două ramuri, I1 respectiv I2, vor fi egali și vor fi fiecare jumătate din curentul din ramura principală. Nu există niciun motiv pentru ca I1 să fie mai mare decât I2 sau invers, pentru că circuitul este simetric. Și atunci, tensiunea între nodurile A și M, UAM, va fi I1 înmulțit cu R, iar tensiunea între nodurile A și N, UAN, va fi I2 înmulțit cu R. Dar pentru că I1 este egal cu I2, înseamnă că tensiunea UAM este egală cu tensiunea UAN. Și dacă tensiunea între A și M este aceeași cu tensiunea între A și N, înseamnă că potențialele nodurilor M și N sunt egale. Și atunci nu există tensiune pe rezistorul punte sau rezistorul de sarcină, se mai numește. Înseamnă că îl putem scoate din circuit, pentru că dacă nu există tensiune la bornele lui, nu există nici curent prin acel rezistor. Și atunci circuitul s-a simplificat foarte, foarte mult. Am doi rezistori cu rezistența R legați în serie și apoi în paralel cu alți doi rezistori cu rezistența R legați în serie. Și rezistența totală a circuitului, 1 supra R echivalent, va fi atunci 1 supra 2R, rezistența ramului de sus, să zicem, plus 1 supra 2R, 2R fiind acum rezistența ramului de jos, adică va fi 2 supra 2R, 2 se simplifică și rezultă că R echivalent este R. Deci în acest caz, cel mai simplu, în care montajul punte este alcătuit din 5 rezistori cu aceeași rezistență, rezistența echivalentă este aceeași cu rezistența unui singur rezistor. Acum, cazul în care puntea este echilibrată. Un montaj punte este echilibrat dacă avem următoarea proporție: R1 supra R2 este egal cu R3 supra R4 sau, dacă folosim una dintre proprietățile proporțiilor, R1 supra R3 este egal cu R2 supra R4. Și veți vedea imediat de ce spunem că în acest caz puntea este echilibrată. Să presupunem că scoatem din circuit rezistorul R5. Îl eliminăm. Atunci, legea lui Ohm ne spune că cei doi curenți prin cele două ramuri, să le spunem I1 și I2, vor fi invers proporționali cu rezistențele echivalente ale celor două ramuri. Adică, acest raport va fi egal cu R3 plus R4 supra R1 plus R2. Și acum să calculăm tensiunile pe rezistorul R1, să o numim U1, și pe rezistorul R3, să o numim U3. U1 va fi I1 înmulțit cu R1, iar U3 va fi I2 înmulțit cu R3. Și dacă facem raportul celor două tensiuni, U1 supra U3, avem I1 pe I2, care știm că este R3 plus R4 supra R1 plus R2, înmulțit cu R1 supra R3. Raportul U1 pe U3 atunci se poate scrie să împărțim fiecare termen, atât de la numărător cât și de la numitor, cu rezistorul la care trebuie împărțit numărătorul, respectiv numitorul. Și atunci vom avea R3 pe R3, care este 1, plus R4 pe R3, totul supra R1 pe R1, care e din nou 1, plus R2 pe R1. Dar R4 pe R3 este egal cu R2 pe R1. R4 pe R3 este egal cu R2 pe R1. Și înseamnă că raportul U1 pe U3 este 1. Adică, din nou, tensiunea între nodul A și nodul M este aceeași cu tensiunea între nodul A și nodul N. Din nou, nu avem tensiune între cele două noduri, așa că putem pune acum înapoi rezistorul R5 și asta nu va schimba nimic. Prin rezistorul R5 nu trece curent și de asta spunem că puntea este echilibrată, montajul puntei este echilibrat. Și atunci e foarte ușor de calculat rezistența echivalentă, pentru că am doi rezistori R1 și R2 legați în serie și apoi în paralel cu alți doi rezistori R3 și R4, care din nou sunt legați în serie. Și putem calcula, prin câteva operații foarte simple, rezistența echivalentă. Acum putem trece la cazul general, adică la problema noastră, și așa cum v-am promis, vă voi arăta trei metode de calcul a rezistenței echivalente a acestui montaj punte. Întâi să rezolvăm problema folosindu-ne de legile lui Kirchhoff. Pentru asta presupunem că am conectat la bornele A și B montajul nostru la o sursă de tensiune, care are tensiunea U, așa cum vedeți în desen. Și atunci apar niște curenți în circuit. Am 5 curenți prin cele 5 rezistențe și curentul din ramura principală. Am 4 noduri, A, B, M și N, așa că pot să scriu 3 ecuații pentru noduri. Pentru nodul A, ecuația este I minus I1 minus I3 egal cu 0. Pentru nodul M, I1 minus I5 minus I2 egal cu 0. Și pentru nodul N, I3 plus I5 minus I4 egal cu 0. Și pentru că mai pot scrie 3 ecuații, am 3 ochiuri, pot scrie 3 ecuații pentru ochiuri, voi merge mai departe cu doar 3 curenți. Și atunci ecuațiile pentru ochiuri vor forma un sistem de 3 ecuații cu 3 necunoscute. Așa că pe I2 și pe I4 îi substitui din ultimele două relații. I2 este egal cu I1 minus I5 și I4 este egal cu I3 plus I5. Curenții cu care voi merge mai departe sunt deci I1, I3 și I5. Și acum pentru ochiuri. Pentru ochiul U, A, N, B, ecuația este următoarea. I3 înmulțit cu R3 plus I4, dar I4 trebuie substituit, deci plus I3 plus I5 înmulțit cu R4 este egal cu U. Pentru ochiul mare, UAMB, am I1 R1 plus I2 R2, dar I2 este I1 minus I5, totul înmulțit cu R2, egal din nou cu U. Și pentru nodul mic din stânga, pentru că acolo sunt cei 3 curenți cu care lucrez, pentru ochiul din stânga, am I1 R1 plus I5 R5 și minus I3 R3 egal cu 0 de data asta. Și atunci am un sistem de 3 ecuații cu 3 necunoscute. I1, I3 și I5. Îi dau o anumită valoare lui U, oricât, 10 V, 100 de V, ceva rotund, ca să fie mai ușor de calculat. Și apoi găsesc valorile pentru curenții I1 și I3. Pentru că, dacă voi ști acești doi curenți, pot să calculez valoarea lui I, care este I1 plus I3. Și odată ce știu valoarea curentului prin ramura principală, pot calcula rezistența echivalentă. Rezistența echivalentă este U supra I. Deci, repet, dându-i o valoare lui U, găsesc curenții corespunzători acelei valori a lui U, curenții I1 și I3, găsesc curentul din ramura principală și apoi, folosind legea lui Ohm, găsesc rezistența echivalentă. Să vedem acum cum putem rezolva problema folosindu-ne de o transformare triunghi-stea. În cel mai recent curs aplicativ de curent continuu am vorbit despre aceste montaje și am arătat cum putem calcula rezistențele echivalente atunci când transformăm reciproc cele două montaje. În cazul montajului nostru, poate nu e evident unde găsim un triunghi acolo, așa că vă arăt un desen echivalent. Acum se vede că putem găsi chiar două triunghiuri. Unul este alcătuit din rezistorii R1, R3 și R5 și celălalt din rezistorii R2, R4 și R5. Să ne folosim de triunghiul din stânga. Putem înlocui grupul de rezistori R1, R3 și R5 cu 3 rezistori legați în stea, pe care i-am numit RA, RB și RC. Iar acum, folosindu-ne de relațiile de calcul ale rezistențelor din grupul stea, putem calcula rezistențele pentru RA, RB și RC. După cum vedeți, RA are valoarea R1 înmulțit cu R3 și totul supra R1 plus R2 plus R3. RB are valoarea R3 înmulțit cu R5, totul supra R1 plus R2 plus R3. Și RC are valoarea R1 înmulțit cu R5, totul supra R1 plus R2 plus R3. Și după ce găsim, făcând calculele, valorile pentru RA, RB și RC, putem elimina rezistorii R1, R3 și R5 și rămânem cu acest circuit echivalent. Și am înlocuit în acest fel circuitul de la care am pornit cu acest circuit mult mai simplu, pentru care putem calcula foarte ușor rezistența echivalentă, pentru că am RB legat în serie cu R2, în cealaltă ramură am RC legat în serie cu R4 și apoi cele două ramuri legate în paralel și rezistența pe care o obțin pentru cele patru rezistențe din dreapta este în serie cu RA. Și de acest fel găsesc din nou rezistența echivalentă pentru grupul de 5 rezistori din problemă. Și acum ultima metodă, cea care se bazează pe teorema lui Thevenin. Vă amintesc ce spune teorema lui Thevenin? Ea spune că un circuit în care avem doar rezistori și surse poate fi înlocuit întotdeauna cu un circuit mai simplu, în care avem o sursă de tensiune, care are la borne tensiune, anumită tensiune Thevenin, legată în serie cu un rezistor, care are rezistența, numită rezistență Thevenin. Asta este partea de teorie. Dar, practic, cum putem folosi această teoremă? După cum veți vedea, teorema ne permite să calculăm intensitatea curentului printr-un rezistor dintr-un circuit, atunci când circuitul respectiv este conectat la o anumită tensiune. Și asta ne ajută să găsim rezistența echivalentă pentru circuitul nostru, pentru că voi folosi teorema lui Thevenin ca să găsesc intensitatea prin rezistorul R1 și apoi prin rezistorul R3 și atunci voi ști cât este curentul în ramura principală, I. El este I1 plus I3. Ați văzut asta când am folosit legile lui Kirchhoff. Și cu ajutorul legii lui Ohm voi putea calcula rezistența echivalentă a circuitului împărțind tensiunea pe care am aplicat-o circuitului la intensitatea curentului prin ramura principală. Să vedem cum facem acest lucru. Întâi să ne imaginăm că am conectat montajul nostru la o sursă de tensiune. U, să zicem 100 de volți. Ca să calculăm intensitatea curentului prin R1, trebuie să găsim tensiunea Thevenin și rezistența Thevenin pentru bornele rezistorului R1. Și pentru că teorema lui Thevenin are nevoie de două borne, față de care calculăm, repet, tensiunea Thevenin și rezistența Thevenin, presupunem că rezistorul R1 nu există. Și acum montajul punte arată așa. Iar tensiunea Thevenin este tensiunea dintre cele două borne. Ca să putem calcula această tensiune, e bine să redesenăm circuitul. În cazul în care rezistorul R1 este înlăturat, circuitul se poate desena astfel. Priviți animația și veți înțelege de ce sunt cele două circuite identice. Ele sunt doar desenate diferit. Tensiunea pe care o căutăm, cea dintre cele două borne, după cum se vede, este suma tensiunilor pe rezistorii R3 și R5. Așa că putem proceda în felul următor. Întâi calculăm rezistența echivalentă a acestui circuit. Ceea ce e destul de ușor de făcut, pentru că am R5 în serie cu R2, apoi în paralel cu R4 și apoi totul în serie cu R3. După ce am găsit rezistența echivalentă, pot calcula curentul în ramura principală, folosind legea lui Ohm. Curentul în ramura principală, I, va fi tensiunea U împărțită la rezistența echivalentă a acestui circuit. Care, nu uitați, nu este încă rezistența echivalentă a circuitului punte. Mai avem până acolo. Și apoi, acest curent I este curentul prin rezistorul R3. Așa că putem calcula tensiunea pe rezistorul R3, să o numim U3, iar este I înmulțită cu R3. Apoi, dacă scad din tensiunea U, tensiunea U3, îmi rămâne tensiunea pe restul circuitului. Să o notăm cu U'. Și atunci pot calcula, de pildă, curentul prin R5 și R2. I', să zicem, va fi U' supra R5 plus R2. Și odată ce știu acest curent, pot calcula tensiunea pe R5. Să o notez U5. Această tensiune va fi I' înmulțit cu R5. Și atunci, tensiunea pe care o caut, cea dintre bornele A și B, tensiunea Thevenin, va fi suma dintre U3 și U5. Pe care le-am calculat deja, U3 și U5. Așa că am găsit până aici tensiunea Thevenin pentru bornele A și B. Acum s-ar putea ca lucrurile să vă pară deja complicate, de aceea vă propun o foarte scurtă recapitulare. Eliminând din circuit rezistorul R1, am rămas cu un circuit care are două borne A și B. Mă refer la circuitul alcătuit din cei 4 rezistori care au rămas, pe care îl vedeți în desen, plus sursa U. Vorbesc despre tot acest circuit. Ceea ce căutăm este un circuit echivalent acestui circuit, deci față de bornele AB, și știm, teorema lui Thevenin spune că acel circuit ar fi alcătuit dintr-o sursă, o sursă de tensiune, care are la borne tensiunea Thevenin și pe care am găsit-o deja, și un rezistor legat în serie, rezistorul Thevenin, a cărui rezistență trebuie să o găsim. Și aici avem bornele AB. Și dacă vom găsi și rezistența Thevenin, atunci vom putea folosi acest circuit echivalent pentru a calcula intensitatea curentului prin rezistorul R1, pe care l-am scos de aici, dintre bornele A și B. Și o să-l punem înapoi, ca să calculăm intensitatea curentului prin el, după ce vom ști și rezistența Thevenin, pentru că deocamdată știm doar tensiunea Thevenin. Dacă am vrea să mergem mai departe, făcând măsurători, ar fi foarte simplu. Am conecta un ampermetru ideal între bornele A și B și el ne-ar arăta așa numita tensiune de scurt circuit a circuitului Thevenin echivalent. Am împărțit tensiunea Thevenin la intensitatea acelui curent și am găsit rezistența Thevenin. Dar noi nu putem proceda așa. Noi vrem să calculăm rezistența Thevenin și aici vine partea care s-ar putea să pară mai dificilă un pic, pentru că rezistența Thevenin se calculează în felul următor. Întâi scurt-circuităm sursa, așa cum vedeți în desen, și căutăm acum rezistența echivalentă a acestui circuit, în care am scurt-circuitat sursa, față de bornele A și B. Și aceasta va fi rezistența Thevenin pe care o căutăm. Dar, ca să facem acest lucru, e bine să redesenăm circuitul. Pentru că, așa cum arată acolo, e greu să-ți dai seama care rezistor cu care, cum este legat. Și ăsta este pasul care poate fi uneori mai dificil atunci când folosim teorema lui Thevenin. Așa că vă arăt cum trebuie procedat. În circuitul nostru se vede că am 3 rezistori care sunt conectați direct la borna A. Și anume, R2 prin conductorul marcat cu cerc roșu, R3 prin conductorul marcat cu cerc albastru și R4 prin conductorul marcat cu cerc verde. Așa că voi desena borna A și voi lega cei 3 rezistori R2, R3 și R4 la borna A. Pentru că așa sunt ei legați. Am desenat doar altfel decât în desenul pe care l-ați văzut inițial. Rezistorul R2, dacă ne uităm pe circuitul inițial, este legat direct la borna B. Așa că putem să ne ducem direct la borna B. Dar rezistorii R3 și R4 sunt conectați la un nod. Așa că voi face și eu aici un nod. Și apoi sunt conectați la borna B, dar prin celălalt rezistor, prin rezistorul care a mai rămas, și anume prin rezistorul R5. R5. Și acesta este circuitul Thevenin echivalent. Echivalent pentru bornele A și B când sursa este scurt-circuitată. Și acum, dacă l-am redesenat, rezistența lui echivalentă este ușor de calculat, pentru că R3 e în paralel cu R4, apoi sunt în serie cu R5 și cât obținem aici rezistența, în paralel cu R2. Și vom găsi rezistența Thevenin. Și acum circuitul nostru, cel pe care îl vedeți în desen, cu sursă cu tot, circuitul nostru din care am eliminat rezistorul R1 și care are bornele A și B, este echivalent cu acest circuit în care aici am tensiunea Thevenin pe care am calculat-o și aici am rezistența Thevenin pe care tocmai am calculat-o. Și acum e momentul să-mi amintesc că de fapt în circuit mai era ceva. Între bornele A și B era rezistorul R1. Și acum e foarte ușor să calculez intensitatea curentului în acest circuit, care este și intensitatea curentului prin rezistorul R1. Intensitatea I1, să o numim așa, va fi tensiunea Thevenin împărțită la rezistența Thevenin plus R1. Pentru că circuitul nostru nu conține nimic altceva acum. Și în acest fel găsim intensitatea curentului prin rezistorul R1. Am găsit, cu ajutorul teoremei lui Thevenin, curentul care s-ar stabili prin rezistorul R1 atunci când aplicăm pe circuitul nostru tensiunea U. Acum trebuie să repetăm toată povestea pentru rezistorul R3. Eliminăm rezistorul R3 din circuit, avem alte 2 borne, să le spunem C și D, și trebuie să calculăm tensiunea Thevenin și rezistența Thevenin față de bornele C și D. Și apoi avem din nou un circuit echivalent în care vom lega la bornele C și D rezistorul R3 și vom găsi curentul I3, care va fi tensiunea Thevenin față de bornele CD, care are altă valoare față de această tensiune Thevenin, supra rezistența Thevenin față de bornele CD, plus rezistorul R3. Și mai departe, procedăm așa cum am procedat când am folosit legile lui Kirchhoff. Adică găsim curentul în ramura principală, care este I1 plus I3, și apoi rezistența echivalentă este raportul dintre tensiunea pe care am aplicat-o și acest curent. S-ar putea să spuneți că e cam complicat. Așa este. Pentru rezolvarea unui circuit punte Avem alte două metode mai simple pe care vi le-am arătat, dar v-am arătat această metodă pentru că există altfel de circuite în care teorema lui Thevenin ne ajută să găsim răspunsul mai ușor decât celelalte metode. Și veți vedea și astfel de probleme în materialele viitoare. Mai rămâne să rezolvați și numeric problema, pentru că, așa cum v-am spus la început, aceasta este singura metodă de a vă însuși cele trei metode de calcul. Mulțumesc pentru atenție, la revedere!